Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman recunoaște faptul că în perioada în care se asigură căldură, centrala termică nu poate asigura și apă caldă, decât maxim 2 ore pe zi, cu destulă dificultate, în condițiile în care spitalul beneficiază și de o instalație de obținere a apei calde prin panouri solare, care este însă una ajutătoare în perioadele cu vreme însorită. Asta intervenim. Acel proiect funcționează, dar nu poate asigura întreaga cantitate de apă care are nevoie spitalul. Și de aceea, în special în perioada caldă, se poate utiliza sau perioada însorită, asigură, completează sursa de apă caldă, dar în perioada de iarnă, când cazanele funcționează la capacitate 100%, ele nu mai au randament. Problemele legate de furnizarea apei calde sunt de ordin strict tehnic și țin de depărtarea la care este amplasată centrala termică, respectiv la mai mult de 200 de metri de clădirea spitalului. Există, nu este în, cum zicem noi, 24 din 24, pentru că în perioada în care mai avem nevoie să intervenim cu cazanele pentru căldură, atunci nu mai pot duce și simultan apă caldă. Iar în perioada mai e o problemă că centrala noastră se află la o distanță destul de mare față de spital, conductele au aproape 200 de metri. E evident că în momentul în care nu se folosește constant sau dai drumul la un robinet acum, ca să ajungă apa caldă, durează 5-10 minute să ajungă. Chiar au făcut testul. Diferența de nivel de la primul nivel până sus, aproape 10 minute ca să ajungă apa, pentru că așa e construită structura pe coloane și, din păcate, noi acum am solicitat unui expert la Bacău care a venit și a studiat cum sunt cazanele, modul lor de funcționare și tocmai de aici a venit propunerea utilizării a 2 cazane mai de dimensiuni mai mici, care să fie mai eficiente, având în vedere dimensiunea spitalului, scoaterea policlinicii și a spălătoriei de sub centrala pe care o avem noi, iar automatizarea acelor cazane pot face ca apa să aibă un circuit mai ușor în spital. Dar nu 100% se rezolvă această problemă, pentru că tot dumnealor ne-au spus ar trebui făcută o instalație paralelă de reciclare a apei, adică apa nefolosită să fie preluată într-un alt circuit de mică dimensiune, dar asta ar însemna în tot spitalul să revină acel circuit de retur, care e foarte costisitor odată și implică o investiție foarte mare. Pentru rezolvarea problemei s-a solicitat o expertiză care a indicat ca soluție tehnică montarea unor cazane de dimensiuni mai mici care vor fi puse la dispoziție de către Primăria Roman și urmează a fi automatizate pentru a nu fi nevoie de suplimentarea posturilor de fochiști. Din păcate, și cu această soluție, problema va fi rezolvată tot parțial, pentru că asigurarea apei calde în regim continuu ar presupune o altă investiție paralelă care ar trebui să recicleze apa nefolosită printr-un circuit de retur de mai mică dimensiune. Pe de altă parte, va trebui ca policlinica să fie scoasă ca și clădire din acest sistem de distribuție a căldurii și apei calde pentru a ușura sarcina centralei termice, care în prezent trebuie să furnizeze căldură pentru clădirea spitalului nou, pentru cea în care funcționează serviciile administrative ale unității sanitare și pentru dispensarul policlinic.